Mama coace pâine, soarele în ferestre, soarele e unul, mama una este. În acest cântecel este vorba despre mama. Haideți să învățăm în acest filmuleț să scriem și noi cuvântul mama. Să vedem din ce silabe este alcătuit acest cuvânt. Ma, ma. Sunt două silabe. Prima silabă este ma, iar a doua este tot ma. Deci, e vorba de silaba ma care se repetă. Ce sunete distingem? Mai întâi unim buzele. După m, deschidem gura. A. Ma. Iar în scris, iată, dacă lui M îi adăugăm un A și lipim așa între ele ca să iasă aceeași silabă, va fi silaba MA. Haideți să scriem și noi silaba MA, pentru că acum știm să-l scriem și pe M mic și pe A mic. Să vedem cum vom scrie pe liniatura noastră. Vă reamintesc, liniuță punctată, liniuță continuă, liniuță continuă și iarăși liniuță punctată. Silaba MA, pe care vrem noi să o scriem acum, cu litere mici de mână, se încadrează între liniile continue. Deci voi merge până la liniuțele verzi, de sus și de jos. Haideți să începem. M, un bastonaș care atinge linia de sus și linia de jos. 2 și al treilea picioruș, care e zală de fapt. Și acum A, care v-am spus începe dinspre dulap către fereastră, vă mai amintiți? Și se unește cu bastonașul lui M și acum bastonaș pe lângă ova. Mi-a ieșit silaba MA. Haideți să mai încercăm încă o dată. Un baston, al doilea și al treilea, rotunjit și jos. Iată, am atins linia oblică din partea dreaptă, iar acum pornesc cu ovalul, tot din partea dreaptă, dinspre dulap către fereastră. Ating linia dintr-o parte de sus, dintr-o parte și de jos și bastonaș pe lângă. Mergeți cu degetul pe ecran ca să fixați mai bine cele două litere și silaba MA, care înseamnă să unim cele două litere M și A sau în vorbire cele două sunete MA. Bun, și acum, dacă silabei MA, pe care deja am format-o, îi mai adaug un MA, am format cuvântul MAMA. Ia să vedem cum ne va ieși nouă cuvântul MAMA. Un baston, al doilea, al treilea, este litera M, am atins sus și jos, liniuța continuă. A, abia acum l-am terminat pe A, aici l-am terminat pe A. Da? Ideal ar fi să nu mai ridic mâna de pe foaie, să merg într-un singur fir. Și acum merg în sus ca să-l fac pe M. Un bastonaș, al doilea și al treilea, rotunjit și jos, și apoi ovalul lui A. Mi-a alunecat puțin mâna acolo și am scris cuvântul mama. Aș putea să scriu cuvântul mama și folosindu-mă de M mare la început. Și am silaba MA, dar cu M mare. Și dacă îi mai pun un MA, în continuare, va ieși tot cuvântul MAMA, numai că folosi cuvântul MAMA cu literă mare la început, dacă vreau să spun MAMA are mere, de exemplu, da? Fiind început de propoziție, o să încep cu literă mare, cuvântul MAMA. Și haideți să vedem cum arată cuvântul MAMA scris cu literă mare. Încep cu bastonașul de jos, care atinge liniuța continuă de jos. Și hop! În jos pe linie, sus pe aceeași linie și hop! M-am dus în dreapta. Și rotunjez. M. Urmează A. Bastonaș. Ați văzut cum am atins și sus și jos, da? N-am voie să fac mai mică sau mai mare litera. Iar acum îmi trebuie iarăși litera M. Deci l-am făcut pe M mare, pe A mic, îmi trebuie litera M pe care o unesc cu bastonașul lui A. Merg în sus. 1, 2, 3. Și l-am terminat și pe M și mai trebuie un A. Iată, A de tipar, noi trebuie să-l facem pe A de mână. Și mi-a ieșit cuvântul mama. Mai avem și cuvântul am, să vedem mai bine. Deci, pe A îl știm, liniuță de sprijin, oval și bastonaș.
Și apoi merg în bastonașul lui, mă. 1, 2, 3. Și mai ești cuvântul am. Trebuia puțin atins, da? Ați văzut? L-am atins, dar am revenit puțin. Ca să ating linia de jos. Dacă vreau să spun am o rochie frumoasă, este o propoziție, iar începutul propoziției are cuvântul am, care la rândul lui începe cu sunetul A, va fi litera A mare, pentru că trebuie să ajung cu A mare până la linia punctată. Bastonaș rotunjit, ating linia, merg în jos pe linie, l-am terminat pe A. Și apoi M. 1, 2, 3. Am atins și sus și jos, da? Puteam foarte bine, chiar era mai bine dacă făceam așa, să merg mai întâi cu A mare, după aia cu M și la sfârșit să pun liniuța șerpuită. Era și mai bine pentru că aș fi mers într-un singur fir fără să ridic creionul carioca de pe foaie. Exersați și voi scrierea cuvântului mama, scrierea cuvintelor am cu a mic, am cu a mare, mama cu m mare și mama cu m mic.